dinți. Dar mașina e la atelier, va trebui să mă duc pe jos. Dacă ai fi norocos, mașina n-ar fi la atelier. Vom reveni cu multe discuții intelectuale și serioase după o pauză de știri. Poliția a dat publicității un alt raport cu privire la un jaf comis de Jack Tăcutul, un infractor care acționează în partea de vest a orașului. Noi locuim în partea de vest a orașului? Se spune că Tăcutul Jack e extrem de periculos. Cetățenii sunt sfătuiți să-și încuie ușile și să fie cu ochii în patru. Odi, trebuie să încuiem ușile și să fim cu ochii în patru. Jack Tăcutul e în libertate. Jack Tăcutul e extrem de periculos. Gata! Acum suntem în deplină siguranță. Nu mai fac griji că Jack Tăcutul va intra în casă. Chiar deloc. Dar ca măsură de precauție. Trebuie să avem grijă ca totul să fie încuiat, ca să nu poată intra Jack Tăcutul. Sau Moș Crăciun? No. Nu-ți face griji, îi deschid eu ușa moșului. Hei! Atenție! Da, domnule Arpacă? Mâncați sterci și supe limpezi în următoarele câteva luni și totul va fi bine. Mulțumesc, doctore. Revista secretă. Jack s-a întors. Ce e asta? Oh, domnul Arbuckle și-a scăpat cheile. Își va da seama că îi lipsesc și sunt sigur că se va întoarce după ele. Laura? Laura? Unde ești, Laura? Laura? A fost luată de străinul din pod? E posibil să fiu singur în casă? Singur cu străinul din pod? Te-ai ars, amice! Ar fi trebuit să-mi dau seama când a sunat la ușă. Laura n-ar fi făcut asta. Laura are chei. Așa a vrut să afle dacă sunt acasă. Odi, e doar un film. Apropo, arăți mai bine din unghiul ăsta. Îți faci griji în privința lui Jack Tăcutul? Oh, ai dreptate. N-ar trebui să-ți faci griji. Sunt mii de case în jur. Ce șanse sunt să o aleagă pe a noastră? De ce ne facem griji? E doar John. Dar John n-ar suna la ușă. El are cheie. Dar știi cine nu are cheie? Jack Tăcutul nu are cheie. Domn Drumul, ai tot cheia! Domn Drumul! Ai dreptate, nu pare a fi glasul lui John. Iar ai dreptate, nu pare a fi chipul lui John. Nu când are obrazul ăla umflat și broboată pe cap. Stai! Avem noroc, Odi. A plecat. E în regulă.
nu se cred. Eu? Speriat? Nici măcar o secundă. Nu mi-e frică de nimic. Bine, în afară de gândul că Nermal s-ar putea muta cu noi, nu mi-e frică de nimic. Încearcă să intre pe ușa din spate. Let's deschide-ți. Odi, adună-te. Asta necesită acțiune eroică. Ai curaj și târzenie. Și dacă tot ești câinele de pază, te nominalizezi pe tine. Nasule, pui de găină, ai tot curajul unui șoarece. Hei, în numele meu și al rudelor mele resping remarca asta. Chițeilă, ce faci acolo, în afară de faptul că mănânci? Da, așa este, un șoarece mâncând cașcaval. Ce e așa ciudat? Nu, mă refeream ce cauți aici când Jack Tăcutul încearcă să intre în casă. A, nu-mi fac griji pentru astfel de indivizi. Nu fură niciodată cașcaval. Chițeilă, ce mă fac? Un cuvânt, capcană. Capcană? De unde să iau eu o capcană? Din spatele frigiderului. Acolo ascund oamenii capcanele pentru șoareci. Capcana, bună idee! Ce zgomot înfiorător! Jack Tăcutul nu e prea tăcut. Ce este de amuzant? Îmi place nespus de mult când un om se prinde în capcană. Mi-e teamă că nu va fi suficient să-l oprim. Și am dreptate! Ce pune la cale? Încearcă să urce la etaj. Cum să-l oprim? Cu o altă capcană? Știu. John l-a pus la o parte pentru că era prea puternic. Să nu-ți pară rău pentru el, Odi. Jack Tăcutul este un infractor trădător periculos. Dar i-am venit de hac. Ba nu, nu am reușit. Se întoarce. Nu-l putem opri pe Jack Tăcutul în felul acesta. Și ce ai de gând să faci? Voi aduna o echipă de experți, o escadrilă de detectivi neînfricați și talentați. Te mulțumești cu un câine și un șoarece? Bine, veniți. Oamenilor, și vă spun oameni, deși sunteți șoarece și câine, dușmanul este afară. Dacă vrem să-l împiedicăm să intre aici, avem nevoie de un plan. Ai un plan? Cred că da. Așadar, iată ce vom face. Placa pe roție la locul ei, Garfield. Verificat! Cum te descurci cu lada, Odi? Verificat! Toate la loc? Lăsați-l să intre! Recepționat! Trebuie să pot intra în casă. Bine ai venit! Ajutor! Să mă ajută cineva! Am reușit! L-am prins pe Jack Tăcutul! E doar cel mai periculos infractor din zonă! Dă-mi drum de aici! Taci, Jack Tăcutule! Nu-ți vom da drumul de aici! Garfield! Sunt eu! John! Liniște!
Nu pare a fi glasul lui John. Îl cunosc foarte bine. Nu seamănă deloc. John! Bună! Ne-am descurcat și am protejat bine casa Audi. Dacă Jack tăcutul va trece pe aici, îl va aștepta o mare surpriză. Dacă nu va fi trecut deja pe aici când noi eram la subsol. Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Florian Silaghi, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Ester Achelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.